Bine v-am găsit, dragi telespectatori, de pe malul Mureșului, de unde altfel am copilărit și eu. Mai exact, nu chiar aici, în zona asta, ci la o distanță de aproximativ 100 de kilometri lângă orașul Mako, din Ungaria. În momentul de față, ne aflăm în apropierea orașului Arad și încercăm să găsim niște locuri de pescuit care să ne aducă diferite soiuri de albitură, dar totodată sperăm ca acest râu frumos să ne ofere și exemplare de mreană. În curând veți afla dacă așteptările noastre devin realitate sau nu, iar dacă v-am stârnit interesul, rămâneți alături de noi! Am și ajuns la locul unde vom pescui astăzi. Pe această porțiune a Mureșului, cursul râului nu a fost modificat deloc, ceea ce înseamnă că parcurge același traseu ca în urmă cu 100, 200 sau chiar 1000 de ani. Noi pescuim acum într-o curbă, unde vom încerca să căutăm peștii la o distanță de aproximativ 20-30 de metri. Sper că acolo se ascund plăticile, respectiv mreana. Primul lucru este să reglez scaunul, apoi să pregătesc nada și să încep pescuitul cât se poate de repede. Mă pregătesc să-mi petrec toată ziua pe malul râului, de aceea voi pregăti o cantitate mai mare de nadă decât de obicei. Pe deasupra, vremea este și favorabilă. E vară. În această perioadă, apetitul peștilor este mult mai mare. Să fim atenți să nu întrerupem nădirea. Acest aspect este cel mai important. Deoarece pregătesc o cantitate mai mare de nadă, este foarte practic această găleată, care face parte din gama Energofish. În primul rând, mărimea acesteia este ideală pentru cantitatea de nadă de care avem nevoie. Pe de altă parte, dispune de un capac util, iar în găleată găsim încă un recipient mai mic. Astfel, aici putem stoca nada pregătită pe care o vom folosi sub formă de bulgări la pescuitul la plută. Totodată, sita se potrivește perfect cu găleata. Astfel, cu ușurință putem trece nada dintr-un recipient în altul, în timp ce o dăm prin sită. Haideți să vorbim și despre nadă. Pentru astăzi am pregătit o nadă clasică pentru pescuitul pe râu, și anume un benzar mix cu aromă de cașcaval, o nadă dedicată pescuitului pe apă curgătoare, având aromă de cașcaval. Pe lângă aceasta vom mai adăuga încă o aromă de cașcaval benzar mix, tot pentru apă curgătoare. Iar pentru a capta atenția peștilor și a-i păstra pe aceștia pe vad, am mai pregătit două tipuri de pesmet englezesc, unul roșu, iar celălalt galben. Iar pentru a spori efectul și mai mult, cred că la pescuitul pe râu este de nelipsit parmezanul, pe care îl adăugăm pentru a obține o nadă și mai eficientă. Sper că toate acestea vor fi pe placul peștilor. Am mai adăugat ceva apă, respectiv aroma lichidă. Să lăsăm puțin să-și facă efectul. Între timp, haideți să vorbim și despre echipament, deoarece folosesc un echipament nou. Este vorba despre lanseta Benzar All Round, cu o lungime de 360 de cm. Lanseta este foarte bine echilibrată, dar totodată este dotată cu lamele de cupru. Acestea ajută ca lanseta să fie cât mai bine echilibrată. Blancul este echipat cu 15 inele SIC de calitate foarte bună. Importanța acestora poate fi observată atunci când lanseta este în sarcină. Dar versatilitatea lansetei se datorează vârfurilor interschimbabile. Vorbim despre 3 vârfuri din fibră de sticlă și 2 vârfuri de carbon. Avem libertatea de a alege dintre acestea. Găsim aici vârf de sticlă cu puterea de 2-3 ozi, găsim și vârf de carbon.
Vom selecta vârful care se potrivește mai bine în funcție de mărimea peștilor și în funcție de curenți. Folosind cel mai fin vârf de sticlă, vom reuși să selectăm chiar și cele mai fine trăsături. Iar cu ajutorul vârfului de carbon vom reuși să capturăm chiar și exemplarele de crab de 8-10 kg. Din aceste motive, merită oricând să utilizăm această lansetă. Azi o voi testa și eu. Dacă tot vorbim de noutăți, atunci trebuie să vă vorbesc și despre mulineta Double Speed, care este unică pe piață. Dispune de două viteze și putem alege dintre două angrenaje cu ajutorul cărora putem schimba viteza de recuperare a monturii. Dacă recuperăm montura fără pește cu o viteză de recuperare mai mare, atunci putem duce montura mult mai repede spre mal. Astfel, reușim să economisim timp. Nu trebuie să uităm nici de faptul că mulineta are niște rulmenți foarte fini, atât în interiorul mulinetei, cât și aici, în rola care conduce firul. Pe de altă parte, fiind vorba de o mulinetă feeder, aceasta este dotată cu o frână potrivită. Pentru a obține o nadă omogenă, trebuie să dăm prin sită nada, iar apoi putem adăuga pesmetul englezesc. Nu avem nevoie de o cantitate prea mare, ajunge câte un pumn. Sperăm că aceste particule mai mari vor stârni interesul peștilor și îi păstrează pe aceștia pe vadul nădit. Bineînțeles, vom mai adăuga și nadă vie. Aceasta este de nelipsit la pescuitul de râu. Iar în cârlig voi pune râme și viermuș viu. De data aceasta am renunțat la nădirea grea. După cum v-am spus, nu cantitatea de nadă este ceea care contează, ci prezența permanentă a acesteia. Din acest motiv, nu am nădit în prealabil. Dar este important să păstrăm un ritm al pescuitului, așa că nu așteptăm prea mult. Trebuie să relansăm montura la 3-4 minute. Evident, verificăm și momeala vie din cârlig. Armăm cârligul cu un vierme roșu și unul alb, iar apoi umplem coșulețul. Fiindcă firul este fixat în clipsul mulinetei, voi relansa sigur la distanța potrivită, adică în același loc. Lansând la aceeași distanță, sper ca peștii își vor face apariția pe vat. Și astfel, sper să capturez niște exemplare frumoase, printre care sper să întâlnesc și omreal. Am observat o mișcare foarte fină pe vârf, dar cred că e o alarmă falsă. Dar totuși nu renunțăm la tactica aleasă și nu mă voi da bătut, chiar dacă peștele întârzie să-și facă apariția. Trebuie să încercăm din nou și să relansăm. Voi încerca o altă combinație și anume o râmă împreună cu viermuș. Poate așa voi reuși să atrag un număr mai mare de plătici. La pregătirea nadei am reușit să adaug o cantitate potrivită de apă. Pentru a menține aceeași componență, voi acoperi nada cu acest prosop, ca să o mai feresc de razele soarelui. Astfel, evit ca nada să se usuce și atunci nu mai trebuie să mă ocup de reumectarea acesteia. Și a sosit primul pește. Nu este deloc mic.
M-am grăbit prea tare, de aceea am uitat să montez minciocul. Îi scot cârligul și le liberez cât mai repede și, bineînțeles, las să plece. Este prima ochioasă pe ziua de astăzi. Cârligul i s-a agățat în marginea gurii. Aș putea să păstrez peștele pentru poza de final, dar este foarte cald afară și mi-e teamă că nu a rezista în canicula asta, de aceea îl eliberez cât mai repede. Îl las să se întoarcă în Mureș. Și am reușit. De ceva timp sunt foarte atent la mișcarea vârfului. Și-am așteptat momentul potrivit. Nu va fi un exemplar la fel de frumos. De fapt, e doar o frunză. Cu siguranță era și un pește în zonă, pentru că mi-a furat viermele. Încarc din nou cârligul, voi pune doi viermuși pe cârligul acesta mic, de pe forfacul de acesta destul de lung. Apoi încarc coșulețul și voi lansa din nou. Trebuie să vă mărturisesc, a trecut ceva timp de la ultimul pește, dar în sfârșit a sosit următorul. După mișcare, pare să fie o plătică. Nu merită să forțez prea tare, pentru că pescuiesc cu un înaintaș foarte subțire, de mărimea 12. Nu mărimea peștelui este cauza pentru care trebuie să fim precauți, ci mai degrabă mărimea cârligului ne obligă să fim atenți. Dar se pare că a venit exemplarul mult dorit. Și anume, omreană. Foarte rar am ocazia să prind astfel de pește. Dar totuși am sperat că voi reuși să capturez una astăzi. Se vede că este un pește care se deplasează aproape de substrat. Asta ne demonstrează și gura lui. Se pare că nada cu aromă de cașcaval a avut efect și a fost pe placul peștilor. Mreana aceasta parcă ne-a mulțumit pentru faptul că am adăugat mult aromă de cașcaval la nada. Ia uitați! O mreană frumoasă de pe Mureș. De fapt, acesta este peștele țintă pentru care am venit astăzi aici. Este foarte cald, așa că o eliberăm repede. Mă bucur nespus de mult că am reușit să capturez o mreană, dar totuși am sperat la un exemplar mai mare. Așa că sper că acesta mai mic își va invita și prietenii lui mai mari. Sperăm ca și aceștia să fie prezenți pe vad și să aprecieze viermușul. Sunt convins că nada este pe placul lor. De acum încolo depinde de noi, de răbdarea și de acuratețea noastră, dacă reușim să-i capturăm sau nu. Nu este un pește prea mare. Acesta este mărimea pe care o putem indica în băț, indiferent că folosim un forfac de 12. Cârligul s-a agățat foarte bine în buza de sus. Până acum se pare că ochioasele conduc. Am capturat deja două exemplare. Se pare că peștii deja au apărut pe vadul nostru. Trăsăturile sunt tot mai dese. Am prins deja o mreană, ochioase, și mai mari și mai mici. Sperăm că vom reuși să pescuim tot în acest ritm. Pe cârlig, un singur vierme pare să fie câștigătorul. Ciontii,
Urmează să umplem coșulețul cu nadă. Dar să nu uităm nici de viermi, fiindcă vreau să fie prezente vad și viermele. Cred că va fi un pește mai frumușel. Nu e un pește capital. Nici nu ne așteptăm la așa ceva, dar orice se poate întâmpla pe o apă naturală. Experiența de până acum ne arată că putem să ne așteptăm la orice. Poate e o mreană sau poate o ochioasă mai frumoasă. E tot o mreană, la fel de mică ca și cealaltă. Dar totuși, mă bucur și de acest exemplar. Are o musculatură foarte puternică. Cârligul mic s-a agățat chiar în marginea gurii. Du-te repede și să crești mare. Între timp am observat că în timpul zilei apa a scăzut foarte mult. Se vede chiar și cu ochiul liber că a scăzut aproximativ 15 cm. Din păcate și peștii s-au mutat. Probabil caută un loc unde apa este mai oxigenată. Noi am început partida chiar pe acest prund, undeva în mijlocul acesteia, iar acum încercăm să ne mutăm acolo unde începe prundul. Acolo curentul este mult mai puternic, poate și peștii se află într-un număr mult mai mare. Ziua e lungă, așa că am timp să-i caut. Această zi este dedicată pescuitului pe mureș. Am suficientă nadă, așa că mă mut câțiva metri mai în sus și începem totul de la început. Mi-am strâns toate lucrurile de pe mal. Le-am pus în barcă, așa că mă mut de pe mijlocul prundului mai în sus. Am pescuit deja câteva ore, am prins pești frumoși, mrene, ochioase, dar haideți să vedem ce ne oferă locul nou unde curentul este mai puternic. Schimbăm vârful lansetei Benzar All Round și vom pune vârful cel mai puternic și sunt curios dacă peștii se vor hrăni pe acest curent puternic. În acest loc vom lansa mult mai aproape de mal. Vizibil, curentul este mai puternic. Se observă și pe vârful lansetei că este foarte solicitat. Trebuie să facem niște schimbări. Avem noroc că lanseta Benzar All Round are 5 vârfuri interschimbabile. Așa că voi trece la un vârf de carbon de 3 ozi. După cum se vede, acest vârf este mai gros. Și sper că va face față acestui curent puternic și totodată va semnaliza foarte prompt trăsăturile. Am așteptat destul de mult. Cârligul a fost armat cu mai mulți vieri. Și am reușit să capturez această mreană. Este o mreană foarte zâmbăreață de pe râul Mureș. Recunosc, este foarte mică, dar frumusețea ei mă consolează. Sunt foarte norocos. Două trăsături, una după alta.
La capătul firului, din nou se luptă un peștișor. În acest loc pescuiesc un coșuleț mai greu, de aproximativ 60-70 de grame, ca să rămână pe vad fără să fie mutat de curent. Greutatea coșulețului de multe ori ne duce în eroare puțin. Din nou o mreană. Nu este mare, dar să-i dăm respectul cuvenit și să folosim minciogul. Este un exemplar frumos, dar nu prea mare. Sper să mai crească până data viitoare când mă întorc aici. Suntem la finalul emisiunii. Recunosc că ar arăta bine să vă prezint o poză de final cu mulți pești, dar eu nu sunt dezamăgit. Mă bucur că am avut ocazia să pescuiesc pe un loc unde nu am mai pescuit niciodată. Și am pescuit pe un râu pe care am crezut că îl cunosc foarte bine, dar de data asta i-am cunoscut o altă față. De fapt, visul meu a devenit realitate. Am reușit să capturez mreană, chiar și mai multe exemplare, chiar dacă nu au fost pești de talie mare. Am prins pești cu care mă întâlnesc foarte rar și am avut totodată ocazia să pescuiesc într-un peisaj mirific, frecventat de prea puțini pescari, nici eu nu înțeleg de ce. Am pescuit în condiții diferite, în două locuri diferite, folosind aceeași lansetă. Poate avem și un pește de rămas bun. Lanseta Feeder Benzar All Round a funcționat foarte bine. Datorită vârfurilor interschimbabile în ambele locuri, m-am descurcat cu această lansetă. A funcționat bine atât pe curent puternic, cât și pe curent moderat. Am reușit să găsesc vârful potrivit pentru ambele locuri. Chiar dacă nu am prins pești de talie mare, eu m-am simțit foarte bine și sper că și dumneavoastră. Totodată sper că am reușit să vă stârnesc interesul să ieșiți pe o apă naturală și sălbatică atât de frumoasă cum este râul Mureș. Vă recomand să pescuiți și dumneavoastră în astfel de condiții și să profitați de toate frumusețile naturii și să ieșiți cât mai des pe apă naturală. Sper că v-a plăcut emisiunea noastră de astăzi și vă așteptăm să fiți alături de noi și data viitoare. Nu uitați, pescuit fără frontiere cu echipa Energofish. La revedere!